De ce trebuie să crezi că tu trebuie să câștigi orice competiție? De ce trebuie să intri în competiție? Atenție! Nu e adevărat că fiecare ființă pe pământul acesta este o ființă unică. Nu e adevărat că tu ai crezut că ești o ființă unică? Păi dacă ești o ființă unică, ai câștigat deja competiția. Unicatul nu intră niciodată în competiție. În competiție cu cine, de moment ce este unicat? Se vorbește foarte greșit înțeles despre competiția între Dumnezeu și Satana. Nu există niciun fel de competiție. Dumnezeu nu se concurează, nu luptă cu acest diavol niciodată. Ci unicatul din viața ta, din ființa ta, vine de fapt din unicatul din viața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se luptă cu cineva, El pur și simplu se manifestă. Și tu nu ești chemat să intri în competiție cu nimeni. Tu ești chemat să te manifesti. Dacă există o competiție într-adevăr la nivelul nostru de oameni, aceasta este competiția cu tine însuți. Și tu trebuie să știi că deosebitul și frumosul bine pe care l-ai făcut ieri poate fi însoțit de un și mai bine, un și mai frumos, un și mai mult, un și mai profund. Dar competiție între tine și altcineva nu există. Nu există competiție între familia ta și familia lui. Fiecare familie este și ea un unicat. Ce competiție să fie între un unicat și alt unicat? Nu există o altă competiție decât aceea de a face din viața și ființa noastră un lucru mai bun astăzi decât a fost ieri. Nu există în realitate o competiție între națiuni. În timp ce nu există competiție între Dumnezeu și Satana, există competiție între Satana și Dumnezeu. Voi fi ca Dumnezeu, mă voi înălța mai presus de între El și Dumnezeu, da. Așa că atunci când tu în ceea ce faci ești mânat de acest duh de competiție, în momentul acela este un duh rău care de fapt stă la baza acestei atitudini. În momentul în care nu te lași niciodată influențat de duhul acesta de competiție, bazând aceasta pe darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat și pe unicatul și unicitatea familiei tale, în momentul acesta tu ești mânat într-adevăr de Duhul lui Dumnezeu. Orice competiție, orice duh de competiție între tine și aproapele tău, va lăsa urme adânci în sufletul tău. Este un fel de spirală care merge din ce în ce mai jos. În timp ce pe scara socială te vei ridica poate tot mai sus, în adâncul sufletului tău vei coborî tot mai mult, tot mai mult. Și când vei ajunge sus de tot pe scara socială, ai ajuns jos de tot în propriul tău suflet. Pentru că tot ce ai făcut tu în competiție cu aproapele tău a lăsat urme adânci în sufletul tău. Competiția te va duce pe drumul pe care n-ai fi vrut să mergi și te va face să-l uzezi de mijloace pe care n-ai fi fost înclinat să le uzezi niciodată. Până acolo încât nu te vei da înapoi să minți sau să furi, să falsifici, să înșeli sau chiar să ucizi. Competiția, gândul acesta, nu vine de la Dumnezeu. Dacă există într-adevăr o ambiție sau o competiție legitimă, aceasta este cu propria ta ființă. Și este bazată nu pe disprețul tău pentru ceea ce ai făcut astăzi sau ieri, ci este bazată pe faptul că Dumnezeu poate face din aceeași ființă ta ceva și mai bun și mai frumos. Îți vei da seama că lucrul pe care l-ai făcut ieri este limitat de puțina ta credință în Dumnezeu. Și dacă această credință ar crește, spune Mântuitorul, a zice muntelui acestuia mută-te, care nu s-a mutat încă, dar i-a zice muntelui acestuia mută-te și s-ar muta. Este o figură de stil care arată că, de fapt, izvorul și competiția noastră trebuie să fie cu propria noastră credință în Dumnezeu. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca fiecare zi și ziua de astăzi să ne găsească un pas mai aproape de Dumnezeu pe scara aceasta sfântă și binecuvântată pe care continuăm să urcăm în fiecare zi.